Știți ce m-a întrebat de pe urmă? M-a întrebat eu pe mine de multe ori. Păi când trebuie să-mi pun clopul pe cap și când să-l destopă? Eu nu mai știu. Astăzi erau doi tineri la televiziune și mă pia cu clopul în cap. De te duci la biserică, la mănăstiri, îi vezi cu clopul în cap. Și m-am tot întrebat de atâtea ori, eu îmi port clopul ăsta, când să-l iau și când să-l țin pe cap. Eu în seara asta m-am hotărât să-l pun pe cap. Că dacă nu sunt cu clopul pe cap, nu mai recunoște și zice cum e sigur. Am stat acolo în primul rând și am ascultat teologia. Dau-a Dumnezeu să ajungem într-o bună zi, să avem răbdare de ascultat. Știți cum e la noi? Am făcut-o și pe asta. Arată-te! Arată-te! Nu s-au arătat până în capăt. Dar măi, Grigorie, tu te-ai arătat până în capăt vreodată? Nu m-am arătat până în capăt. Că nu te poți arăta oriunde. În seara asta voi încerca să mă arăt. Să vă spun o poveste și vorbită prin cuvânt și o poveste împlinită. Iată povestea, prima poveste. Până la 3 ani, am tot gândurit pe lângă mama. Și mama a zis către tata Ion, bă Ion, doamne Grigore a cântat. Dar mama a zis, a horit. Și-a trecut multă vreme până am aflat de ce Bartok a zis la Hori Horă și după ei toți specialiștii au preluat acest termen Horă în loc de Hore. Zeci de ani au trecut. Până n-am venit în București să le spun la tăți, până rată, la Gruia Stoia, până televiziune, că nu este Horă, că este Horă, nu știu. Dar nu spun cine nu zis cu adevărat. Grigoruțul Leonel Obrișchinscă, ce am spus? Uitați-vă în toate tratatele, îl poate. Brăilor, și o să vedeți că este Horă, cu sensul de dans, și nu Horă. Și m-am dus eu în bibliotecă, după ce am lăsat eu cu mama acasă, am aflat eu de la fiertat Vasile Sac, cel care a tradus pe Sfântul Augustin, că Horă, asta ar veni, cuvântul ăsta, ar veni din greacă. Din greacă. Și cu pătruz la noi prin Bulgaria. Ei, dacă eu spun asta, unii și-au aflat din lucru. Și alții ce nu au făcut tot, au scris cărți din cărți. Și după ce mama i-a spus, mă, Ion, Grigore nu cântă, adică nu se plânge. La noi cum zici, ce te cânti, Lele Maria, înseamnă că plânge. Este la voce. Închideți ușa, că ea vorbesc.
Când vrei să să-ți areți glasul, horește-mă, Hore. Zice, nu Ion. Grigori doar horește. Cu glasul, nu cu vocea. Vocea făcută în școală. La Santa Cecilia, în Roma, și cine nu are glas, își face voce în școală. Adică nu vorbește cu inima. Pentru mama, mintea vorbește din inima. Și Hore e din inima. Vocea nu e din inima. E mai sub de inima. Este vorba asta. Deci, mă, cântă cu inima ta, nu cu inima altuia. Și tata bucuros, când îmi spus mama că eu vorbesc, zice, de aceea te-am luat eu pe tine când te-am auzit cu Orin, pe Sușata. Sușata este un munte din țara Lăpușului. Mi-o făc gândul atunci că dacă te lua pe tine, îi face un copil și a horit la tine. Mama Horede răsunau potarele. E o simplă femeie cu două clase. Păi ce-o ieși dintr-o femeie cu două clase. Să vii eu să vă spun eu ce mi-a spus mama a avut 57 de ani. Mare. Și să vă spună oamenii de știință, de tot, dacă nu-s din poveste, nu poți să fii și aristocrat și colindător. Colindătorii săraci, din case mici, sunt oameni mari. Și după ce mamă zis că pe tata eu am greșit colind, am ieșit în odor, în grădină și am porit. Și au zis vecinii, tu Năstăsie, Năstăsie o cheamă pe mama, a tău-i copilul, că horește, știți cum o zis, mândru. Și oamenii la noi acolo, în voie de lăbuși, zice așa, zice, Doamne, mândru, ia fi om. Și mama a fost bucuroasă, și tata, și eu, bucuros. Bă, dacă am auzit, vecinii zic ăștia vorbind, m-am dus în sat. Și am vorbit până în sat. Și când am văzut mama la biserică, duminică, a oprit la mine și a zis, tu Năstăsie, a tău e copilul. Mama nu s-a arătat. Zicea, nu e o dată. Nu mi-a zis că horește cum o zis, horește fain. Oamenii nu se repetă. De cine se repetă, trebuie să schimbe locul și oamenii. Și am venit bucuros acasă. Și mama m-a oprit și pe mine, eu nu știu peste bani, că știu ori. Și am auzit că toți din sat, după ce ori, am ieșit din hotarul satului și am asemnat din hotarul și am venit și pe acolo. Și toate sate, toți oamenii din păsat, eu zic că știu ori. Asta era în 57. Păi ce mă tineret. În 57. Și când am zis că toți oamenii de păsate știu, zic că știu părinte, m-am dus pe oraș, m-am dus pe toată locul, până unde am putut merge. Că atunci nu putea ieși din țară, că țara mea era Lăpușul. Aceea era țara. Nu s-o străină la Omnește, cum erau 10 km, ca și cum te duce de aici până în Spania acum. Nu mai rog tare mă pe aia din Spania să fie acasă până lui pe târziu. Rădăcina lor e aici. Nu-i bine să ai rădăcini, bine să ai rădăcina. Și-am dăvorit.
am ajuns să povestesc în toată lumea. Dar pentru asta am trebuit 57 de ani. Oare în seara asta trebuie să vorbesc despre oare sau să împlinesc oarea? Eu nu pot vorbi despre oare, dar nu împlinesc oarea. În ziua de astăzi m-am plinit despre oare și nu împlinesc. Adică împlinesc eu și vorbesc alții. De cât mă duc la simpozioane, toți vorbesc, conferențiar. Și vine pe o mănuță, eu, Grigore al Ionului, 18%. Holiți. Și nu sunt în stare. Și atunci, când am plecat în lume, am zis, mă, Grigore, tu întâi trebuie să știi holi, să poți holi și apoi să vorbești. Adică să interpretezi. Există vorba asta în școlile de muzică. Interpretează. Păi nu poți interpreta, că interpretarea se referă la cuvânt. Nu la cântat, la horit, la cuvânt. Păi cum poți interpreta dacă nu împlinești? Și asta întrebare mi-am pus-o și m-am urmărit de când mă știu. Bă, ori eu sunt în stare să împlinesc oarea. Pe cum să nu fiu în stare să împlinesc oarea dacă darul imama a fost oarea? Că m-am zis la șerpe că mi-e la muncă când am primit taina căsătorie. Mă, Grigore, eu vă trag că n-am să spui nimic, dar eu nu-ți pot pune nimic. Eu ți-am dat, mă, un dar, ia eu, mă, ți-l-am dat ție glasul. Mă, dar ți-am dat și voi ce. Deci am avut în mine. Ce vrea mama să-mi spună? Că dacă mi-a dat și mi-a făcut darul ăsta, ea nu mai cânta. Mi-a dat darul mie. Ea nu mai poate cânta. Și darul nu l-a dat nici la sora mea majoră, mi-a dat mie. Și pentru asta că se mulțumesc. Mama, vedeți dumneavoastră memoria asta? Ce liniște s-a făcut aici după cântecele acestea, chiar dacă au visoarele astea plictipoase. Așa, asta e locul lor acum. Sunt aici, sunt la urmă acasă, că nu știu dacă mă putinesc aici. Și că nu știu care. Lasă-o, gestul, trebuie să intre în noi. Cum e vorba asta? Suntem sinceri? De ce povești? Vă așteptăm cu neștiți. Uite, sunt hârtie, sunt venim la după ce am datat, cât e să vă spun de ce vorești cu mine. Și care o să vă spun de ce vorești cu mine? Eu zic ce am datat, e prior. Când vorești cu mine? Când îi se năzărește? Când îi chică bine? Când îi supărat? Când îi năzărit? Când îi sărac? Când îi ostenit? Am întrebat un bătrân. De când ce cânti? Dar eu,
Și mi-a răspuns, eu spuneam la bătrânilor. Când vorbește, când e în casă, când e în tudă, când e în grijă, când pătimește, când are frământări, când e zbuciumat, când are durere și când este în suferință. Iată sensul întrebării și apoi. Și atunci, și ce greu e să duci, să aduc eu aici în fața dumneavoastră la oare asta, mai greu mie. Că nimeni nu înțelege, e greu, nu sunt eu. Pentru că omul nu vorbește pentru numai din auditoriu. Haideți, haideți. Vorbește pentru el. Este o stâmpărare prin glas. Se arată și se ascunde. De cel mai multe ori se ascunde. Sunt vorbele acestea, în versul zice, corile de stâmpărare, la omă cu supărare. Dacă ieșiți de aici, o să constatați că nici nu pot să fac bolile astea fi de stâmpărare. Toată lumea e într-o veselie. Și spun asta, și am spus și lumea trecută la Bruxelles și spun toată lumea, care este brandul României, acum, suferința. Este brandul României, este suferința. Ați gândit vreodată la asta? Brandul României poate să fie pălușul. Cercălia lui din oraș din Ierna mi-a nebunit toată lumea în loc. Suferința. Am expus-o, am explicat-o, am explicat în detaliu. Asta. Dar nu am primit să mai trăiesc atât, da? Să pot explica. Suferința. Și acum, sunt cel să-mi primesc o oare. Ce vreau, nu știu ce să spun. E nărășit, e supărat, e durere. Ce stare am acum? De iubire.